Hello! Bine ați revenit la mine pe canal! În această zi însorită și frumoasă de iarnă, m-am gândit eu să filmez parfumul cu tonca din colecția mea. Am ales o selecție, cred că am 14 parfumuri în total. Nu am adus chiar tot ce am cu tonca. Le-am luat așa, le-am mirosit și cele care mi s-au părut mie că scot cel mai și cel mai bine în evidență această notă, le-am ales și vreau să vă vorbesc despre ele în continuare. Și m-am gândit eu că exact în această perioadă a anului, iarna, parfumurile cu boabele de tonca se potrivesc foarte bine, pentru că mi se pare că tonca e de parfumului așa un aer mai întunecat, un aer de mister, dar și în același timp îi dă adâncime și profunzime parfumului. De obicei, parfumurile cu tonca sunt parfumuri mai grele, mai pentru sezonul rece, așa că da. Dar o să vedeți că am și câte, nu foarte multe, vreo două, cred, care se potrivesc și chiar în sezonul cald. Sau tot anul. Bun. Deci, cam asta ar fi de zis și să începem. Bun, o să încep cu acest parfum de la Roberto Cavalli. Se numește Roberto Cavalli, exact așa îi zice. Și acesta este un parfum dulce vanilat. O vanilie un pic mai puțin spicy, așa, care are ceva piper, roz în deschidere și în același timp se simte foarte bine și floare de portocal. Dar, la fel, în același timp, simt și ceva acolo mai în spate. Simt o bază ceva mai grea. Simt acele tonca. Și mi se pare mie că tonca, de obicei, în parfumuri, am zis, îi dă acel aer mai întunecat, un pic mai greu, mai misterios. Și da, așa simt și pe acest parfum. Mi se pare că acesta clar nu l-aș putea purta vara sau în sezonul cald, nici într-un caz. În schimb, toamna și iarna merge foarte, foarte bine. Îmi place. Seamănă un pic și cu The One de la Dolce & Gabbana, mi se pare mie. Și e foarte frumos. Da. Și o să continui să-l port acum iarna. Persistența lui este una medie, cam 5-6 ore din ce am văzut. Și de asemenea am văzut pe Fragrantica că ar fi asemănat și cu clasic, esență de parfum de la Jean Paul Gaultier. Nu știu, nu l-am mirosit pe acela, dar da, acesta îmi place foarte, foarte mult. Și este și din categoria ieftin și bun. Deci da, Roberto Cavalli de la Roberto Cavalli. Bun, ce mai avem? Bun, o achiziție tot așa, nu mai știu că l-am luat pe acesta oare prin toamnă. Da, vorbim despre Wish de la Chopard. Tot așa, un parfum dulce, gurmand, pentru sezonul rece, îl văd. Miros, paciulos, care într-adevăr se aseamănă într-o anumită măsură cu Angel de la Mugler. Dar în același timp are și ceva a lui. Și de asemenea simt și în acesta o bază ceva mai grea. V-am zis, simt acea miere, simt și ceva santal. Mi se pare că e și destul de cremos, așa. Și simt și o bază ceva mai grea, ceva mai un pic de tot întunecată, nu neapărat. Acesta îl văd potrivit și pentru zi. E ok și pentru seară, dar clar pe acesta îl văd doar în, nu știu, în sezonul rece, pentru că e destul de dulce și greoi, așa, nu l-aș vedea pe acesta în sezonul cald, nici într-un caz. Și persistența lui este bunicică, tot așa, o persistență medie, cam, nu știu, pe la 6 ore se învârte. Și vedeți că deja am consumat ceva din el, am consumat destul de mult din el în această iarnă, cam jumate de sticlă. Deci da, îmi place de obicei să mă dau așa pe pulovere mai mult cu el când ies pe afară, pentru că, da, e genul de parfum care are nevoie de, nu știu, de aer, de spațiu, nu e neapărat un parfum de spații închise.
Deci da, foarte frumos și el, o recomandare foarte bună de parfumuri cu tonka, Uish, de la Chopard. Tot din categoria ieftin și bun. Ok, bun, avem iarăși o bombiță dulce gurmandă cu tonka și vorbesc despre Elisab Girl of Now. Și din acesta am consumat ceva și îmi place foarte mult și m-a uimit cât de bine persistă pe mine. Acum iarna, wow, persistă foarte, foarte bine. A persistat tot așa peste 6 ore pe pielea mea. Într-o perioadă mi se părut mie că parcă nu prea persistă, dar acum chiar m-a uimit. Bun, ce are acest parfum? Sau ce simt eu în acest parfum? Clar simt acel fistic în deschidere, simt nota de migdale. E așa și acesta foarte dulce, gurmand. Ceva un pic floral, dar nu chiar. Da, nu. Simt, v-am zis, fistic, migdală. Și la fel ceva mai întunecat, mai misterios un pic. Acele tonka, evident. Și mi se pare că se simte foarte bine tonka în acest parfum și de asemenea are și paciuli, dar paciuli nu pot să zic că îl simt prea mult. Simt acea deschidere de nati și baza aceea cu boabe tonka și în același timp destul de dulce, un dulce așa, nu știu, caramelos cumva. Da, e foarte frumos și acum în perioada rece a anului merge foarte bine și pentru iubitoarele de parfumuri dulci și gurmande. Aceasta va fi o variantă destul de accesibilă de la Elisa. Bun, ce ar mai fi? Un parfum de la Le Senteur Gourmand și vorbim despre Cafe Tonka. Am aici o variantă de 15 ml. Un parfum care miroase, exact cum zice și numele, a cafea și a tonka. Să știți că simte destul de bine tonka în acest parfum. Chiar pot să zic că parcă simt mai mult tonka decât cafea, deși simt și cafeaua. Și oarecum acest parfum, din ce am văzut, ar fi asemănat și cu Black Opium. Aduce oarecum și cu Black Opium, dar totuși în același timp mi se pare că e un pic diferit. Da. Cafea, tonka, ambră, șofran și piper, zic ei. Da, pot să zic că îl simt un pic de tot spice în deschidere. Da, drăguț, foarte frumos, nu e, nu știu, cel mai minunat parfum cu tonka sau cu cafea din colecția mea, dar, la fel, mi se pare o variantă accesibilă, de buget, chiar aș putea să zic. Și foarte bun, într-adevăr, cu persistența nu stă foarte bine, undeva, nu știu, pe la 3, maxim 4 ore, dar e un miros drăguț și care poate că merită mai multă atenție. Bun, ok, apoi un parfum care, nu știu de ce, a început să nu prea mai placă atât de mult, tot așa un parfum pentru sezonul rece, e un fructat, dulce, nu foarte gurmand, dar are și ceva gurmand, pentru că are și cafea, are și acele boabe tonka, are și ceva notă de alune și ceva santal, îl simt și destul de cremos și vorbesc, că nu v-am zis despre ce este vorba, vorbesc despre Jimmy Choo Fever. La fel am consumat ceva din el în această iarnă, pentru că nu știu de ce, aș vrea să-l termin. Și tot așa îl dau pe pulovere, pentru că nu știu de ce, nu am tot timpul chef de el, nu prea îmi place să-l simt pe piele, dar pe pulovere mi se pare că merge foarte bine. Deci da, acesta din ce am văzut are prune și licii și am observat că în ultima vreme unele parfumuri cu prune au cam început să mă deranjeze. Da, și acesta ar fi unul dintre ele. Dar e interesant, am văzut că e destul de apreciat, e și persistent, persistă foarte bine pe piele, tot așa undeva pe la 6-7 ore, dar da, nu știu de ce, are și rășină benzoică din ce am văzut, poate acea prună în combinație cu rășină benzoică și în combinație cu cafeaua, cu tonka, nu pot să zic că e chiar combinația mea favorită, dar ca idee să știți că se simte
destul de bine tonga și în acest parfum. Așa că da, trebuia să-l menționez și pe el. Jimmy Choo Fever. Bun. Ok, următorul ar fi așa. Un parfum care îmi place foarte mult, tot din categoria... Era să scăpe jos. Ieftin și bun. Din ce am văzut, cred că am început cu categoria ieftin și bun, da. Ok, un parfum de la Yves Rocher, care îmi place foarte, foarte mult. Și vorbesc despre Nouveau Genre de la Yves Rocher, care este un parfum cu pavetonca și paciuli. Listează două note și într-adevăr le simt pe ambele. Simt și paciuli și simt și tonca. Tonca pot să zic că se simte destul de bine. E o tonca spre ciocolătoasă, așa cumva, dar un pic de tot pământiu. Dar nu știu, îmi place foarte mult combinația aceasta. Într-adevăr, are ceva din Angel Muse de la Mugler și un pic și din By the Fireplace de la Maison Margiela. Ar fi o combinație între cele două și mi se pare foarte reușit. Chiar pentru un parfum de la Yves Rocher mi se pare wow. Și am și sticluța asta mică și drăguță. Da. Miroase bine. La fel mi se pare potrivit pentru sezonul rece, pentru acum iarna, dar și toamna ar merge. Și da. Este un parfum unisex, merge și pe o femeie, merge și pe un bărbat. Și este un parfum delicios, ciocolătos, dar în același timp nu merge foarte mult în zona de gourmand, deși simt mai degrabă, nu știu, spre o ciocolată foarte neagră și în aceea mai amărui așa. Și... nu pot să zic că simt și partea aceea nati din Angel Muse, dar în schimb îmi dă acea senzație de ciocolată, dar mai mult ciocolată neagră cu paciuli. Și da, mi se pare o combinație foarte reușită. Deci da, Nouveau Genre de la Yves Rocher și la fel e destul de persistent, undeva pe la 7 ore din ce am văzut persistă, ceea ce este foarte bine, chiar. Foarte bine, da. Și da, îmi place. Îmi place, ce pot să zic. Și la fel din categoria ieftin și bun, v-am zis. Bun, mai departe trecem la câteva parfumuri de designer. Și următorul ar fi acest The Only One Two de la Dolce & Gabbana, care este și el un parfum foarte frumos. Este un parfum fructat, cu fructe din acelea suculente, din ce am văzut are mure. Are și acesta o cafea, dar o cafea totuși mi se pare mie diferită de Black Opium, ceea ce îmi place și pentru acest lucru îl apreciez. De asemenea, mi se pare destul de pudrat, din câte știu are violetă. Da, îl simt un parfum întunecat, misterios, de seară, așa cumva. La fel, de sezon rece l-aș vedea, dar mai spre seară, așa, nu știu de ce îl văd. Da, și pot să zic că tonca se simte foarte bine, are și paciuli și, într-adevăr, acest parfum are o bază destul de grea și pudrat, așa. E o combinație destul de interesantă între cele fructe, violeta pudrată, cafeaua și baza aceea mai grea cu tonca și paciuli. Interesant, nu pot să zic că e chiar favoritul meu în ceea ce privește mirosul, dar e un parfum bun. Din ce, câte știu, parcă este discontinuat. Și din ce am văzut, ar fi asemănat și cu La Nuit Trezor Intens. Varianta intensă de la Lancôme. Numai că acela e cu cireșe, ăsta e pe partea de mure. Dar, într-adevăr, l-am testat și pe acela și mi se pare că se aseamănă destul de mult. Deci da, dacă l-aveți pe, nu știu, unul dintre ele, cu siguranță că nu aveți nevoie de, nu știu, ambele în colecție. Da, acesta persistă undeva pe la 7 ore pe pielea mea. Siajul este undeva mediu, nu este unul foarte mare, dar este un parfum interesant. V-am zis, nu este chiar preferatul meu în ceea ce privește mirosul, dar e un parfum interesant, destul de persistent
Și așa, mai, nu știu, întunecat, misterios, chiar mi se pare că ar merge foarte bine la o ceva ținut așa mai, nu știu, poate chiar cu o geacă de piele, cu o rochie ceva neagră. Da. Și îl văd chiar așa, îl văd la ocazii mai speciale, chiar l-aș vedea pe acesta. Deci da, The Only One Two de la Dolce & Gabbana. Continuăm cu încă un parfum care are o parte întunecată, dar și o parte luminoasă și vorbesc despre Enjodemon de la Givenchy, primul apărut. Acesta este un parfum interesant. Este și el o vanilie condimentată cu tonka, dar și floral. Îl simt destul de floral, dar un floral dark, clar. Acesta, din ce am văzut, are crin, are orhidee, dar simt și ceva un pic condimentat, pentru că are șofran, are și o notă de cimbru. Da, pot să zic că acel șofran îl simt destul de bine. Da, și simt și acea tonka delicioasă. Deși nu este un parfum gurmand, acesta nu. Este un floral dark, așa-l văd eu. Un pic condimentat cu acea tonka care îi dă profunzime. Și un pic de tot spre pământiu, pentru că are și o notă ceva de lichen. Da, e un parfum foarte interesant, la fel am văzut că nu este pe placul oricui, dar mie îmi place. Și persistența lui este tot așa, pe la 7 ore, cam pe pielea mea. Și da, la fel, tonka. Da, tonka, pot să zic că o simt destul de bine în acest parfum. Chiar mi se pare că iese destul de bine în evidență, dar și florile. Da, e frumos. Da, și mi se pare că este o recomandare foarte bună de parfum cu tonka, deci Enjodemon de la Givenchy. Apoi, mai departe, am și un parfum dulce gurmand, dar în care simt destul de bine tonka. Și vorbesc despre Poison Girl de la Dior, am eu varianta apă de toaletă. Da, aceasta este o prăjitură delicioasă, cu portocală, cu lămâie, cu vanilie. Dar simt și în acesta tonka, simt tot așa o bază mai grea, o bază dulce, gurmandă, cu acea vanilie, caramelul care se simte destul de bine, dar și acea tonka care îi dă așa un aer mai misterios cumva. Acesta, tot așa, îl văd în sezonul rece, îl văd toamna, îl văd iarna, dar mi se pare că merge și ziua. Nu îl văd neapărat ca fiind un parfum de seară, dar e un parfum foarte frumos, care miroase efectiv a prăjiturică. Deci da, dacă vreți să mirosiți a prăjiturică, Poison Girl de la Dior este o variantă foarte bună. Apa de toaletă mi se pare că e un pic mai lejer, un pic, se simte mai bine cumva partea aceea de citrică, de portocală și lămâie. Celălalt mi se pare că e un pic de tot mai greu, varianta apă de parfum. Dar ambele sunt două variante care merită. Da, bun. Persistența lui într-adevăr este un pic mai slăbuță ca la apa de parfum, dar să știți că totuși pe pielea mea persistă undeva pe la 5 ore, 5-6 ore persistă și apa de toaletă. Bun, apoi, un parfum care îmi place foarte, foarte, foarte mult și este printre favoritele mele din tot ce am aici și vorbesc despre Olympia Legend de la Paco Rabanne. Un parfum la fel foarte interesant. Și acesta are prune, dar în acesta nu pot să zic că mă deranjează pruna. Nici nu o simt foarte mult, deși se simte ceva fructat acolo. Ce frumos e! În acesta simt un caramel un pic sărat, așa, pentru că păstrează și el în acea notă de sare, ca în Olympia original, dar nu este la fel de sărat. Acesta e mai gurmandicios, așa, mai ciocolătos, cumva. Și da, se simte și în acesta foarte bine tonka, la fel o tonka care dă adâncime, dă profunzime. Mi se pare un parfum foarte mișto,
Acesta îl văd potrivit, nu știu, cam tot anul, poate pentru unele persoane ar fi mai potrivit iarna, pentru că e dulce, gurmand, e ciocolătos, caramelos, așa. Dar în același timp avem și acea notă de sare. Cum va merge și în sezonul cald? Eu l-am purtat, știu că anul acesta, prelul la iunie, și chiar mi-a plăcut cum l-am simțit pe mine. Deci da, Olympia Legend de la Paco Rabanne. Persistența este foarte bună pe mine, peste 7 ore. Deci da, sunt foarte mulțumită și în ce privește mirosul și în ce privește performanțele lui. Bun, următorul parfum cu Tonka. Un parfum foarte bogat, foarte frumos. Și vorbesc despre Dior Addict. Da. Frumosul ăsta care este o vanilie cu scorțișoară, foarte frumos, dar și cu Tonka, se simte foarte bine Tonka din el. E și floral, e așa un floral mai de ocazii speciale, clar. Mai nu știu, de o rochie, de catifea. Aș vedea eu, clar, acesta e un parfum de ocazii speciale, nu îl văd așa de zi cu zi. La fel îl văd ca fiind un parfum pentru sezonul rece, clar, pe acesta nu aș putea să-l port vara, nici într-un caz. E foarte frumos și el. E un parfum de la Dior care chiar, chiar merită. E foarte, foarte frumos. Și are și ceva cremos, care și ceva lemn de santal. Și da, îmi place acea cremozitate din el. Tonka se simte foarte bine. Da, e minunat, minunat, pur și simplu. Ador acest parfum. Da, și persistă destul de bine în continuare, deși am varianta mai nouă. Totuși mi se pare că persistă foarte bine pe pielea mea, chiar la fel peste 7 ore. Deci, Dior Addict. Bun. Mai am câteva și gata. Următorul este un parfum de nișă, care la fel mi se pare potrivit tot anul, dar merge și în sezonul cald. Și vorbesc despre Dolce Amalfi de la Xerjoff Casamorati. Acesta este un cald condimentat foarte frumos, fructat în deschidere, are o notă de măr și o notă de gutuie. Vai, ce frumos e! E condimentat, are șofran, are o notă de cuișoare, ceva tămâie. Și da, pot să zic că se simte acolo tămâie fină, nimic deranjant. Și la fel, baza la acest parfum este destul de grea. Este un parfum care la fel nu o să fie pe placul oricui, dar mie mi se pare foarte, foarte interesant. Da, v-am zis, baza este grea, are tonka, are ambră, are vanilie, dar are și mosc. Ceea ce mă gândesc eu că având acel mosc, îl face potrivit cumva să fie, îl face să fie potrivit și pentru sezonul cald. Știu că sunt persoane care poartă și vara, persoanele care iubesc în special cald condimentatele, îl vor purta și vara, nu neapărat persoanele iubitoare de, nu știu, citrice, ușurele, legere, nu, nici într-un caz. Da, foarte frumos, foarte interesant, e o recomandare foarte bună, persistă foarte bine la fel, 7-8 ore pe pielea mea, deci da, dar clar trebuie testat înainte și se simte foarte bine tonka în el. Da, am zis, simt acea bază mai grea. Foarte frumos. Bun, continuăm mai departe. Ce ar mai fi? Ar mai fi două și cred că cam atât. Ah, da, am și două parfumuri de la Jo Malone, din gama Colonie Intense, care au tonka și mi se pare că se simte destul de bine tonka în ele. Și prima ar fi acest Scarlet Poppy. Frumosul acesta cu, vai, ce frumos e, cu iris, cu o notă de smochină, ceva mac. La fel, și în acesta se simte o bază mai grea, se simte foarte bine tonka din el. E și cremos, așa cremos, pudrat, are și o notă de ors, parcă, da, orsul, care îl face să fie cremos, pudrat, dar și heliotropul face să fie destul de pudrat. Este un parfum care, în care simt acel iz de ruj, da, ruj, pudrat. Foarte frumos acest parfum. Tonka o simt foarte bine în el.
Da. E mai greu așa de descris, dar asta merită testat, că mi se pare un parfum foarte, foarte bun. Persistă foarte bine, persistă la fel undeva pe la 7 ore pe pielea mea și da, pe acesta chiar îl recomand. Și tot de la Jo Malone am aici o miniatură de Mir and Tonka. Da. Miniatură cu pulverizator, ceea ce apreciez. Vai, și se simte atât de puternic, chiar și de la atomizor. Vai. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult acest parfum, Mir and Tonka. Inițial nu mi l-am luat, că am zis că nu sunt sigură dacă îl vreau. Dar acum îl doresc din ce în ce mai mult în varianta mare, pentru că mi se pare atât de frumos. L-am purtat acum iarna. L-am purtat chiar și prin casă, că într-adevăr mi se pare că îți dă acea stare, așa te liniștește, îți dă o stare de bine. Acel mir sau smirnă, cred că are, da, smirnă. Da, e interesant. Are smirnă, tonka, lavandă. Nu e un parfum foarte dulce, deși are vanilie. Dar e așa, e și el cumva elegant. E un parfum foarte interesant și el persistă la fel foarte bine. Acesta mi se pare că persistă cel mai bine din toate. La fel și Velvet Rose în Oud, iarăși persistă peste 8 ore și la fel și acesta persistă peste 8 ore pe pielea mea. Îmi place și cred că la un moment dat, cred că o să-mi iau și o variantă ceva mai mare. Poate chiar de 50 de mililitri, cum îl am și pe acesta. Deci da, Mir and Tonka de la Jo Malone este o recomandare foarte bună de parfum cu tonka. Și cred că acesta a fost ultimul. Da, după cum vedeți, nu am genul acela de parfumuri, nu știu, nișate, care se bazează doar pe tonka. Majoritatea sunt așa, mai din gama, nu știu, de mainstream, ați văzut și multe de buget. Dar m-am zis în care mi se pare că se simte destul de bine și consider că merită cumva atenția lor. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest video. Lăsați-mi și voi în comentarii ce parfumuri cu tonka aveți voi și îmi recomandați în această perioadă a anului. Vă pup și ne revedem foarte curând la un nou video. Pa!